găsit la o nouă lecție de istorie. Numele meu este Horga Paula și sunt profesor la Liceul Teoretic Biling Miguel de Cervantes în sectorul 1. Astăzi vom parcurge împreună o lecție din ultimul capitol din clasa 11-a, Religia și viața religioasă. Lecția curentă este Arhitectura religioasă. Mi-am permis să încep discuția noastră de astăzi cu un citat celebru a unui arhitect roman, Vitruviu, care în lucrarea de arhitectură spunea așa: un edificiu trebuie să aibă trei calități: firmitas, utilitas, venustas, adică stabilitate, utilitate, estetică. Spune el, arhitectura este o imitație a naturii, subliniez, o imitație a naturii. Așa cum păsările și albinele își construiesc spațiul locuibil, astfel și oamenii trebuie să folosească elemente naturale și mai ales edificiile arhitectonice să se integreze mediului și peisajului înconjurător. Pe parcursul acestei ore veți observa actualitatea acestor cuvinte. Arhitectura lumii în secolul 20 devine foarte diversă, existând mii de clădiri și nume de arhitecți, zeci de curente de gândire, toate considerate extrem de importante de diversi autori critici. Arhitectura religioasă s-a prezentat întotdeauna ca o diversitate de stiluri, pe măsură ce au apărut noi religii și culte în strânsă legătură cu mișcarea artistică în general. Spațiile religioase sunt un exemplu al diversității lumii contemporane. Pentru început, câteva caracteristici ale arhitecturii religioase în secolul 20. Ea îmbină în mod armonios tendințele moderne cu liniile tradiționale. Pe de o parte, respectul pentru tradiție se regăsește în împărțirea spațiului sau a orientării edificiilor. Pe de altă parte, modernitatea stă în folosirea noilor tehnologii și a noilor materiale și la construcția lăcașurilor de cult. Se reiau și se îmbină stilurile mai vechi, rezultând tendințele neo, neogotic, neoclasic, neobizantin. Alte caracteristici sunt simplitatea, adesea cu lipsa elementelor de decor, funcționalitatea și adaptarea la cerințele noi de confort. Mi-am structurat prezentarea de astăzi în funcție de marile religii ale lumii. Pentru început, firesc, vorbim de arhitectura ortodoxă. Se păstrează stilul tradițional neobizantin cu planul în cruce greacă, cupolă, arce semicirculare, fresca pentru decorarea pereților. După făurirea României Mari, se construiesc biserici cu dimensiuni monumentale la Satu Mare, Cluj, Timișoara, dar și Catedrala Încoronării de la Alba Iulia, pe care o puteți vedea în imagine. Trebuie menționat că, în paralel cu construcția de noi biserici, s-au intensificat acțiunile de restaurare și conservare a vechilor noastre monumente de artă bisericească. Arhitectura catolică și neoprotestantă. La începutul secolului 20 se manifestă stilul Art Nouveau sau stilul modern, care înlocuiește în arhitectură clasicismul sau goticul. Se adoptă un stil modern prin folosirea unor materiale noi, precum oțelul, sticla, betonul armat, în construirea unor catedrale zvelte. Arhitecții manifestă obsesie pentru mișcare, aceasta fiind redată prin folosirea liniilor curbe, asimetriei și printr-o apreciere semnificativă a decorativului. Această reînnoire arhitecturală a făcut ca bisericile să capete aspecte bizare. În imaginea alăturată aveți un asemenea exemplu, Biserica Notre-Dame-du-Rancy. Ea a fost construită în 1923 și arată ca un hangar industrial. Panourile din jurul bisericii dau impresia unui vitraliu continuu, fiind decorat cu modele geometrice.
Spațiile libere rămase filtrează lumina, exact ca în catedralele gotice. După al doilea război mondial, se manifestă stilul internațional, care se remarcă prin spații luminoase, standardizate, fără înflorituri. Se folosesc materiale moderne care necesită tehnici industriale puțin costisitoare. Un asemenea exemplu este cel din imagine, este vorba de Biserica Memorială Kaiser Wilhelm din Berlin. Ea a fost construită din beton, lângă o veche biserică distrusă parțial în al doilea război mondial și care nu a fost demolată datorită protestelor localnicilor. Observați în imagine, construcția este hexagonală, cu ferestre în formă de fagure de miere, cu vitralii de un albastru electric. A fost construită între 1957-63, iar faima acestei construcții este dată de vitraliile, dar și de acustica acestei clădiri. În această imagine aveți Notre-Dame de la Paix din coasta de Fildeș, Africa. Este o catedrală mai puțin cunoscută la noi, dar trebuie să știți că este considerată cea mai mare biserică din lume și totodată cea mai mare inițiativă a secolului 20 în domeniul arhitecturii religioase. Inspirat după celebra catedrală Sfântul Petru din Roma, ea a fost construită în doar 3 ani față de cea din Roma în 109 ani. Dimensiunile ei depășesc cu mult catedrala Sfântul Petru. Interesant este faptul că în această țară doar 15% din populație este catolică, iar catedrala a fost construită pentru a permite participarea la slujbă în interior la aproape 20.000 de oameni, iar în exterior poate primi 320.000 de oameni. Arhitectura mozaică este reprezentată de sinagogi cu linii drepte, folosește materiale tradiționale precum marmura, care dau sobrietate edificiilor religioase. Noile temple, cum este și cea din imaginea alăturată, sinagoga din Baku, Azerbaijan, sunt construite într-o manieră modulară, sub formă de cub. Pereții netezi sunt placați cu marmură sau cărămidă aparentă și sunt perforați de ferestre dreptunghiulare. Arhitectura islamică păstrează același plan simplu cu cele două compartimente destinate credincioșilor, bărbaților și femeilor. Acceptă influențe moderne în construirea moscheelor și tot mai multe sunt adevărate ansambluri care cuprind pe lângă clădirea principală curți interioare, școli, universități. După modelul european, pe unele minarete au fost montate orologii, iar piatra, faianța și marmura au fost combinate cu betonul, sticla și oțelul. Noile materiale imprimă noi linii arhitecturii musulmane. Un exemplu este moscheea Faisal din Islamabad, Pakistan. Observați în imaginea alăturată, are un design unic, diferit față de cel al moscheilor tradiționale. Proiectul a stârnit numeroase critici din partea musulmanilor conservatori ce au considerat moscheea ca fiind o deviere de la lunga istorie a arhitecturii islamice. Ea nu prezintă domuri și nici arcuri. În schimb, este construită sub forma unui cort beduin cu 4 minarete sub forma unor creioane. În ceea ce privește capacitatea sa, în timpul rugăciunii poate primi aproximativ 200.000 de persoane, fiind cea mai mare moschee din Pakistan și din Asia de Sud. Arhitectura budistă. Monumentele religioase budiste, stupe și temple au adoptat în mică măsură noile tendințe ale arhitecturii. Totuși, budismul a rămas o religie dinamică pentru că s-a adaptat la diversitatea culturală și a acceptat progresul artei moderne.
Unele temple budiste au preluat în parte liniile simple și elegante postmoderniste, care le amplifică echilibrul, liniștea și spațialitatea. Lemnul, utilizat aproape exclusiv la structurile de rezistență și acoperișurile multiple, a fost înlocuit parțial cu materiale ușoare și rezistente. În imaginea alăturată aveți un templu budist modern din Tokyo. Alte religii. Am prins măcar un exemplu din ale religii, pentru că secolul 20 este extrem de divers. Templul Bahai din Delhi, India. Pentru cei care nu știu, religia Bahai a fost fondată în Iran la mijlocul secolului 19 și predica principiul fraternității universale și a egalității sociale. Mesajul Bahai este transpus plastic în templul din Delhi, India, proiectat sub forma unei flori de lotus în apă, cu un interior alb, simplu, auster. Cele 27 de petale ale lotusului sunt create din marmură, cu un efect extraordinar. În partea a doua a prezentării mi-am propus să discutăm despre arhitecți și catedrale în secolul 20. Primul și cel mai important arhitect al secolului 20 este Antonio Gaudi și opera sa Catedrala Sagrada Familia din Barcelona. Este realizarea unică a stilului Art Nouveau, un stil care s-a axat mai ales pe obiecte de mici dimensiuni, mobilier, bijuterii, feronerie. Vă reamintesc, feroneria reprezintă o lucrare artistică din fier, spre exemplu balustrade, grilaje, etc. Gaudi a încercat să găsească soluții noi arhitecturale, mai expresive, pentru un oraș industrializat, dezumanizat. Lucrarea este în prezent neterminată, deși se lucrează la ea din 1882. În faza finală ar trebui să aibă o înălțime de 170 de metri, 9 capiteluri și o capacitate de 14.000 de persoane. Gaudi a terminat fațada estică cu forme sculpturale complicate, populate de o întreagă lume vegetală și animală. Observați turlele, ele se îngustează la capete, fiind încununate cu un fel de stele acoperite de mozaicuri colorate. Un alt arhitect la fel de important este Le Corbusier. Am ales pentru prezentarea de astăzi capela din Ronchamp, Franța. Este una din cele mai ciudate și mai celebre biserici din lume, care nu seamănă niciun fel cu bisericile creștine. Această construcție ilustrează ceea ce însuși Corbusier numea arhitectura acustică. Observați, este o clădire atipică, cu forme convexe și concave, care reflectă parcă interiorul spre exterior ca sunetele unei partituri muzicale. Are ziduri foarte groase, cu numeroase perforații, ca în cetățile medievale, ne amintim, și un acoperiș fără nicio legătură cu restul clădirii. Arhitectul utilizează posibilitățile betonului pentru a crea vaste suprafețe curbe. Totodată, Corbusier este printre primii arhitecți care explorează ideea betonului brut, nefinisat. Astfel, această capelă are părți nefinisate intenționat, pe care se observă urmele lemnului din cofraj. Un al treilea arhitect al secolului 20 este Oscar Niemeyer și a sa Catedrala Metropolitană din Brazilia. Este o biserică unică în lume, neconvențională, construită între 1958-1960. Construcția seamănă cu o coroană gigantică și, indiferent de unde este privită, arată la fel.
Structura este susținută de 16 coloane uriașe de beton. Acoperișul este din sticlă, iar în interior sunt suspendate vitralii în culori de albastru, verde, alb și maro. Lăcașul de cult propriu-zis se află în subteran. Unii arhitecți o consideră neterminată, însă fascinează prin modernitate, simplitate, de aceea s-a propus să fie deschisă tuturor cultelor creștine. La final, câteva concluzii. În ultimele decenii, proiectarea edificiilor religioase a fost condiționată de noi standarde de utilitate. Noile construcții beneficiază de numeroase facilități tehnice, sisteme moderne de încălzire, sonorizare interioară, acționare electronică a clopotelor, orgilor, orologiilor, iluminare nocturnă a fațadelor, etc. Apar totodată noi tipuri de fundații, sisteme de ancorare și sprijin, care preiau sarcinile unei suprastructuri mult ușurate din aluminiu și sticlă. Noile materiale sunt utilizate împreună cu cele tradiționale, adică lemnul, cărămida, marmura și piatra. Formele simple, decorația și finisajul suprafețelor contribuie la crearea acelei stări de liniște necesară meditației, reculegerii și comunicării cu divinitatea. Totodată, valoarea arhitecturală a așezămintelor religioase este condiționată și de aspecte de peisagistică, cum ar fi grădini, bazine cu apă și fântâni, terase, etc. Vă mulțumesc, sper că v-a plăcut, numai bine vă doresc. La revedere!